Bună ziua, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, învărsător. Fac după săgetător pentru că am zis că intercalez un pic energiile să nu se întrepătrundă, așa cum am observat. Dragii mei, vărsători, mai nu știu, îmi vine să cânt cântece de dragoste pe care nu le știu, care vin așa pur și simplu. Ce mesaj general, nu mesaj, ba da, energia generală a acestei luni este dragoste. În primul și în primul rând, primul lucru care mi-a venit în minte, în suflet, când am văzut această carte, a fost cineva acolo sus vă iubește. În primul rând, acolo sus cineva vă iubește, să nu uitați niciodată. Apoi, nu doar acolo sus, și aici pe pământ cineva vă iubește. În momentul în care voi începe să vă iubiți pe voi, începe lumea să vă iubească din ce în ce mai mult. În momentul în care începe, adică sunteți, în general vărsătorii și cei cu planete în vărsător, cam și eu aici, nu știu câte, în momentul în care sunteți autentici sau nu vă lăsați influențați, că na, toți ne mai lăsăm din când în când influențați de una și de alta, dar în momentul în care nu vă mai lăsați influențați de X, de Y și sunteți voi înșivă, minuni și binecuvântări se întâmplă. Și cea mai mare minune, sau mai bine zis, nu miracol, și nici minune. Cea mai mare binecuvântare este faptul că simțiți că sunteți iubiți. Și nu doar asta, simțiți cum crește iubirea în voi, simțiți că înfloriți, e primăvară, nu știu, eu așa sunt, nu știu dacă doar de la soarele meu, cât și de la alte planete. Am niște planete care mă fac să mă îndrăgostesc de viață în fiecare primăvară. Nu de oameni, cât de viață. Oricum, de Dumnezeu sunt îndrăgostită, dar și mi-aș dori să fiți și voi. Dar, măi, e dragoste. Dragostea plutește în aer. E casa a 12-a, vine dintr-o zonă a necunoscutului. De-aia probabil apare și cartea Miracole și Binecuvântări. Știm că ați trecut prin multe. Da, și voi, ca toată lumea, de fapt, toți am trecut prin foarte multe și trebuie să ne refacem, să schimbăm. E 5-ul din 2021, e 5-ul din luna a 5-a. Trebuie să schimbăm un pic macazul și energiile ca să ajungem totuși să manifestăm Marele Preot până la sfârșitul anului, da? Chiar dacă trecem prin regrete, prin conflicte, prin lupte, prin probleme financiare, până la urmă trebuie să ajungem la dragoste, la credință, la adevăr și pe ca o cale foarte subtilă, casa 12-a peștilor, a necunoscutului, a credinței, a visurilor, a rugăciunii, ajungem să ne iubim, să iertăm, că de fapt asta înseamnă dragoste, e să iertăm și pe ceilalți, da? Și rămânem autentici și iertăm. Da? Nu înseamnă că acceptăm, eu știu ce compromisul, nu înseamnă că acceptăm mizerile unora sau răutățile altora, nu rămânem autentici, dar intrăm și pe vibrația asta a iertării. De fapt, asta înseamnă dragoste. Aveți aici un înțelept, un singuratic, casa a 7-a, în relații, probabil că ați fost uneori, v-ați însingurat, casa a 7-a a relațiilor. Eu am Venus în casa 7-a și în vărsător. Uneori vărsătorii se însingurează. Haideți, spuneți-mi că știți, da? Știți. Chiar dacă sunt uranieni, există și acea latură saturniană în care vărsătorii caută să înțeleagă, să se înțeleagă, tocmai ca să fie, să rămână, nu doar să fie, să rămână autentici. În cazul în care reușesc să fie, să iasă din programele familiare, sociale, religioase, trebuie să și rămână, să se mențină, da? Este un însinguratic. Aveți pe cineva care are un totem, ca și totem are lupul, ori voi, ori ei, există două totemuri, lupul și bufnița, da? Aveți un prieten, nu este nebun aici, este o prietenie spirituală. Aveți niște ghii spirituali, aia nu mai zic. Și sunteți inspirați în căile voastre. Asta, chiar dacă ați trecut prin niște probleme, 3 de spade de obicei înseamnă dezamăgiri. Dar aici îl văd pe Mercur. Mercur care poate uneori poate să și manipuleze, să deformeze informațiile și adevărul. Dar aici este lecția și cunoașterea. Interesant ce cărți grele și intense au venit în paralel cu această dragoste. Cunoașterea asta. Dincolo de moști. 5 de spade, iar 5 de spade, 3 de spade, dincolo de măști, aici, să fii autentic tu, să-i simți și pe ceilalți cât sunt de autentici, ci față de ei, nu musai față de noi. Și aici este cunoașterea, aici este profunzimea nouă, creșterea spirituală. Și Mercurul care acumulează informații, care cunoaște, și nu doar Mercur, Mercur care
abordează după aceste dezamăgiri, conflicte și înțelegere, înțelepciune. Amândouă cărțile, poate că unora vă place să citiți foarte mult chestiuni de psihologie în ultima vreme. Sau Harry Potter. Asta e cartea mea pentru Harry Potter. Da. Ajunge să înțelegeți relațiile. Nu musai cu iubitul, iubita, soțul, soția, dar și cu mama, și cu sora, și cu colegul, și cu vecinul. Da? Relațiile. Le înțelegeți dintr-o altă perspectivă. Vedeți lecția spirituală. Frumos ar fi să fie și adevărat ce zic, nu? Că uneori poate vorbesc mai idealist, dar e bine. E bine și așa. Zic, măcar să vedem și partea bună a lucrurilor, dar eu zic că după atâta dezamăgire și investigare și creștere, apare și dragostea, repet, dragoste față de voi și începe să radiați și oamenii vin, că oamenii vin când e vibrația frumoasă. Când sunteți cu probleme financiare, când plângeți, când aveți probleme de sănătate, nu vine nimeni. Vă zic, vă garantez foarte puțin, foarte puțin. Îmbrățișați-vă emoțiile, dragii mei. Love is all around, love is all around. Dar nu era așa melodia, în fine. Love is all around. Nu știu dacă asta e melodia, dar așa îmi vine de fiecare dată în minte. Îmi vine să cânt când văd această carte. Love is all around. În fine, da. Apropo, am zis, îmi vine să cânt. Oricuiva care cântă, îi place de voi. Ori voi vreți să cântați. Mie îmi place chiar dacă mi-a mai pierdut vocea, mai ales la ultima răceală mi-a pierdut. Ia uite, sunteți îndrăgostiți, vă îndrăgostiți? Sa, ce frumi ar fi! Super, ar fi super. Miracole și binecuvântări. E un miracol să te îndrăgostești, mai ales după ce ai fost dezamăgit și ai plâns și te-ai torturat. Se întâmplă și vărsătorilor, că și vărsătorii sunt oameni și mai au și alte planete, nu doar în vărsători, da? Toți. Suntem sortiți suferinței, lacrimilor, regretelor, pierderilor, dar este obligatoriu să rămânem noi înșine, să rămâneți, da? Și atunci să manifestăm binecuvântările și miracolele. Probabil că cineva, e interesant ce mesaj vine, am zis, dacă este cineva care vă iubește, pentru că au fost măști, s-ar putea să înceapă să arate, să fie autentic, autentică. Aici este miracolul și binecuvântarea. Să-și dea seama că dacă nu e autentic, nu are cum să se bucure de această dragoste, da? Că îmbrățișați voi, că îmbrățișează ei emoțiile, vedeți pe unde sunteți, pentru că depinde și ce planete aveți și cum le manifestați, dacă sunteți înțelepți, că nu ar fi toți vărsători înțelepți, dar frumos ar fi să devenim, da? Ce a vrut să se arate mai devreme? Mai devreme, înainte să apară asta, a apărut Regina de Monede și Faetonul. În primul rând, e o chestiune de stabilitate, de maternitate, de manifestare și de valoare. Valoare față de voi, dragoste față de voi. În momentul în care aveți și valoare și dragoste și sunteți și autentici, puteți cu siguranță să vă țineți în hățuri caii și să mergeți faetonul către destinul vostru, da? Destinul vostru care vă luminează. Bine, așa ar fi. Rămâne de văzut câți merg către lumină, dar sunt unii determinați să vină mai aproape de Dumnezeu și de dragoste. Poate că este cineva care vine spre voi, poate este cineva, repet, care vă iubește. Simt că nu e vorba doar de dragoste față de voi, nu e vorba doar de dragoste divină, este cineva care vă iubește și vrea să manifeste așa ceva. Și dacă vine, primiți-i. În dragoste, în vibrație înaltă, că așa e frumos. Rămâne de văzut ce se va construi. Pentru că de plâns s-a plâns destul. Eventual din cauza unei despărțiri, din cauza unei. Am impresia că distanța a fost motivul principal al despărțirii dintre voi, distanța. Călătoriile. Nu degeaba o fi apărut faetonul mai devreme. Faetonul înseamnă călătorie, lumea înseamnă distanță, distanță peste hotare, un capitol încheiat eventual care trebuie reconstruit, da? Pentru că s-a plâns după ce s-a pierdut. Cineva plânge, regretă. Și vrea să ofere, apropo de Regina de Monede și de Asul de Monede, vrea să ofere ceva. Depinde cum o face de data asta. Iau extraordinar, îndrăgostiți șase de cupe, iar e împăcare, trei de cupe.
Cineva vrea să se bucure. 6 cu 3 e 9, da? 9 de cupe. Dragoste. Nu degeaba spune totuși energia generală, pentru că s-a stat pe loc. S-a așteptat. Cineva a ținut foarte mult la ce? La niște idei, la niște ambiții. Uite, au fost și 4 de monede și 5 de bâte, da. Poate că un alt semn de aer. Poate că a ținut la voi cineva și, în fine, da? Și totuși nu s-a manifestat din cauza unor conflicte, din cauza ego-ului. La, 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 la. Vedeți pe unde sunteți. Poate sunteți voi, poate nu sunteți voi. Am zis, sunt vărsători evoluați, sunt vărsători mai puțin maturi, da? Ca în toate zodiile. Și în zodia mea sunt oameni maturi. Da. Dragoste, măi, ce-mi place! Hai, mă, să vă... Da, vreau și eu să primesc poze când vă pupați, când vă țineți de mână. Da. Asta înseamnă să-mi deschid Facebook-ul ca să-mi trimiteți poze. Da, nu știu, mă gândesc dacă îmi deschid Facebook-ul. S-ar putea totuși să mă gândesc la un site. Cine tot... Ia extra, uite, vedeți cum sare? Împăcarea, dragostea! Vrea să iasă! Să fie, ia uite, să vă cucerească 6 de bâte cineva cu planete, nu zi mar, planete în semn de foc. Și în semn de apă, sau aveți trigoane, conjuncții între luna voastră și luna lor, lună și... Ia uite ce pasiune, regele de bâte, l-am văzut. Păi se vrea văzut, vrea să iasă în evidență. Măi, măi, acest rege, vărsătorilor, cineva... S-a îndrăgostit de voi. Regina de spade sau regele de pute? Sau o fi una și aceeași persoană? Ah, hai să vedem. Care o fi matur în această relație? Mai, 4 de bute, bucurie. În sufletul vostru, bucurie. Am zis că vă îndrăgostiți în primul rând de viață, de prieteni, de primăvară, de... Ia să ieși eu la o terasă. Să nu mai por mască, măcar mă așez la terasă să beau o cafea, un ceai, da, mănânc o prăjitură cu fistic, da, cu cine o fi, sau singur, sau cu mura, sau cu cine o fi. Da, întâlnire cu prietenii, întâlnire, plimbare, prin parc, mișto, mișto, 4. Și, mai presus de asta, deși o să clarific, să sperăm că la clarificări nu se schimbă cărțile. Iar cineva are multă pasiune față de voi. În general, literarea poate să fie și năgluindă, dar bine, am zis, și voi în sinea voastră simțiți dragoste? Simțiți că, băi, se schimbă vibrația. Acum, miroasa liliac, dragii mei, deci curtea mea, miroasa liliac, peste câteva zile alăcrămioare, peste o săptămână aia somie. Fai, nebunie, cum să nu te îndrăgostești? Sufletul pereche, probabil că încerca să vă atrageți, prin această dragoste față de voi, vă atrage sufletul pereche, flacăra, geamănă, un eveniment, să nu uit, un eveniment, o petrecere, ceva, o întâlnire cu cineva, cu prietenii. Da, cineva vrea să vă caute, valetul de monede, posibil să, pentru că e valet, să fie o... Nu știu, o diferență de înțelegere, de maturitate, într-un sens sau altul, de vârstă, de cultură, e valet, da? Deși am văzut niște regi și o regină, da? Totuși, poate că este o diferență în abordare. Unul e un pic mai înțelept și altul e mai, mai tinerel în exprimare. În fine. Da, cineva clar vrea să vă, să vă cheme la o întâlnire. Provocarea este să facă gestul, să aibă curajul. Vedem ce alte mesaje mai vin. Pe de altă parte, unii dintre voi vă gândiți, hai să mai zic și altceva și lucruri mai sober, da? Vă gândiți la casa voastră, cum să manifestați o casă în care există bucurie, curățenie, frumusețe și provocarea este să și puneți în practică, nu doar să vă gândiți și să vă bucurați, aici este să puneți în practică, eventual să schimbați ceva, nu știu. Vedem. O, ce frumos. Măi, e dragoste, măi. Când e dragoste, e dragoste. Asta e regina de cupe în trecutul îndepărtat. Emoții profunde. Am zis, există marcaș pe lună. Oricine poate fi regina de cupe. Un personaj care e foarte emoționat. Emoțional. Puteți să fiți și voi dacă aveți planete în pești sau în semne de
apă sau un vărsător, puteți să fiți și voi aici. Nu contează semnul, de-aia n-aș vrea să vă fixați prea mult pe zodii. Regina de cupe. O să și clarificăm ce înseamnă. Da. Vrei să manifestați, n-a apărut și îndrăgostiții? Că-i geamă, deci absolut nu contează zodia. Vezi, trăi și veți vedea. Cineva vrea să manifeste, dar mai presus de X, de Y, de cineva, de un personaj, de un individ, sunteți voi. Sunteți voi care ați încercat să faceți, poate chiar ați și reușit să vă mai curățați sufletelul, să vă mai eliberați, vindecați mental și emoțional și în ultima vreme ați plecat pe manifestări, da? Pe manifestări. Uite, ia uite și eu, da? Am toți așii și mai am și credință. Sunt sigură că o să manifest ceva frumos, da? Și ce vă doriți să manifestați? Am zis sufletul vostru pereche, sufletul vostru geamă, o dragoste adevărată, o dragoste care vindecă, da, repet, o să și clarific. Poate vreți să vă manifestați o nouă casă sau să schimbați ceva în casa voastră. Iar Mercur înseamnă, știți bine, și comunicare. Cineva are nevoie de comunicare, am zis, poate este altcineva aici, în poziția magicianului. Cineva care dorește să vă invite undeva. La un restaurant, da, clar. E o invitație la un restaurant, la o terasă, la un eveniment, la o plimbare prin parc. Rămâne de văzut dacă și faci. Regele de spade. Am văzut și regina de spade, parcă mai devreme, nu? În viitor. Că sunteți voi, că e altcineva, da? Geamă, palanță. Sau poate să fie și fecioară, sau poate să fie absolut oricine. Și când zic fecioară, repet, poate să fie lună în fecioară, sau Venus, sau Marte, da? De exemplu, dacă ai Marte într-o zodie, așa te porți, așa acționezi. Ca și Marte, da? Eu am Marte în Gemeni. Ce fain. E fain. Apropo de Gemeni, mai nu se poate. Cineva cu marcaj puternic în Gemeni. Marcaj, repet, poate e ascendent. Da? Poate e ascendent în Gemeni. Și e, eu știu, ce altă zodie. Ok, marcaj puternic în Gemeni. Pentru unii, dar nu obligatoriu. Da? Dar cred că e o planetă pe acolo pentru cineva. Însă, în prezent am zis că există această vibrație de dragoste, de miracole, de binecuvântări, de autenticitate, de vrei să vă aruncați așa, să nu mai stați în relații karmice care vă țin. Aulu, aulu, să nu pici, aulu, să nu te lovești, să nu te zgâri. Păi, poate vreau să mă și lovesc, dar vreau să simt că trăiesc, nu? Oh, vrei să vă aruncați așa în valuri și în culoare? Unii, dacă vreți. Îmbrățișați-vă emoțiile. 8 și cu 1, 9, iar 9 ține de expansiune, de Jupiter. Deci, dragoste, atracție, atracție clar. Și alegeri importante. Degeaba este dragoste dacă nu știi și ce să alegi. Deci, trebuie să alegeți. Poate că unii dintre voi, interesant, unii dintre voi aveți în preajmă pe altcineva cu marcaj puternic în semn de aer, în mod special în Gemeni, dar există totuși un alt personaj cu marcaj puternic în semn de foc și mai ales cu Venus în Berbec. Patru de bute generale Venus. N-am zis Venus, măi, nu-i soare. Venus în Berbec. Ce zodie o fi cu Venus în Berbec? Are acolo un loc ușor. Și ar putea să fie un membru al familiei, dar oricine, nu vă gândiți doar la amoruri, vă rog. Că în viață nu trăim doar amoruri. Hai să vedem sfat, luna. O să clarific, pentru că este una dintre cele mai confuze arcane majore sau una dintre cele mai ciudate cărți. Foarte puternică. Emoțiile, de-aia zice, îmbrățișați-vă emoțiile. Aici se leagă. Da? Îmbrățișați-vă emoțiile. Murița. Stai cu minte, nu mă deruta. Nu mergem nicăieri acum. Luna. Posibil, am zis, este cineva iar cu marcaj, poate vă aveți conjuncție, trigon, ceva, între luna voastră și luna lor, luna voastră și Venusul lor, lună și Mercur, dacă e lună și Mercur, iar este telepatie. Sunt multe posibilități. Da. Există. Sfatul este
Să nu vă fie frică, să vă înțelegeți emoțiile, să ieșiți din apele tulburi cum face acest rac și să mergeți. Că de fapt racul e faetonul și să mergeți, să ieșiți din cercuri, din cercuri, din relațiile karmice astea și să mergeți. Eventual să faceți curățări la lună plină și manifestări la lună nouă. Ascultați înregistrările pentru lună plină, lună nouă. Aha, 7 de băte exterior. O influență exterioară. Zic marcaj de foc. Cineva care are un marcaj, planetă Marte în semn de foc. Cineva care a pus niște hotare între voi și ei. O să clarific pentru că ar fi foarte interesant de văzut. Ce face? Se luptă cu blocajele, cu provocările? Se luptă cu ce? E o influență exterioară, rămâne de văzut. E pe casa a 7-a relațiilor. Poate să fie și 7 și 4. Casa 4-a, casa 7-a. Poate să fie un membru al familiei, dragii mei. Repet, nu e obligatoriu să fie amor. Nebunul. De ce vă este teamă de nebun? De o nebunie, de o atitudine riscantă. Poate de cineva cu marcaj în semnul berbecului, pentru că în general nebunul este zero, da, berbec pești. Poate că... Vă este teamă că această stare euforică, da, pe care unii o simțiți în aer, uite că cineva și miroase florile, să nu vă deruteze un pic de la drumul vostru. Vedem. Poate vă este teamă să o luați de la zero. Poate să fie și altcineva. Zic mai multe, zic poate pentru că sunteți mulți de diferite de diferite generații, n-am mai terminat. Ce vă doriți, soarele? Da, știu că în general eu personal mă feresc de opoziții, dar neavând soarele în vărsător, am alte planete în vărsător, într-adevăr și eu sunt atrasă de personaje cu planete în zodia leului. E opoziția. La mine e Venus. Venus, Mercur și alte chestii în vărsător. Vă doriți. Și dacă nu vă doriți pe cineva cu marcaj în semnul leului, poate vă doriți pe cineva cu marcaj în semnul săgetătorului sau vă doriți pe cineva care are o atitudine mai copilăroasă, creativă, autentică. Copiii sunt autentici, da? Autentică, îndrăgostită, uite, sunt flori aici așa acolo, îndrăgostit de viață. Și dacă nu e un personaj, vă doriți voi să vă simțiți inspirați de soare, de dragoste, cum ați zis mai devreme, repet, uite și aici, de spiritualitate, de Dumnezeu, de sexualitatea voastră, să o trăiți sănătos, să explorați, e un cal totul, să explorați, vă doriți tot ce e mai frumos. Că e un personaj, că sunteți voi, variază, vom trăi și vom vedea ce reușiți să faceți, ce aveți, măi? Nu știu, am senzația că nu e al voastră acest 9 de spade. Da, iată. 9 de spade și 10 de cupe. Da. Și valetul de spade. Este o chestiune care ține de o comunicare. Este provocarea asta care vine. Cineva își face stres. Cineva se stresează. Cum să comunice cu voi? Poate că voi vă stresați în legătură cu o comunicare. Vă stresați cum să manifestați acest soare, această fericire. Dar 9 și cu 1, 10 ar însemna că o comunicare e binevenită și suficientă cât să puneți capăt unui stres. 9 și cu 1, 10 este încheiere de ciclu. Ar putea să fie acest rege de spade. Gemeni, vărsător, balanță. Interesant, dar e o transformare, măi. Și cineva iar, 6 și 8 de... Da, au fost niște probleme. Între voi, ia să vedem ce mai simt. Între voi,
cu marcaj în semn de aer și cineva cu marcaj în semn de apă și leu, în mod special leu, da? A apărut ori niște bârfe, ori o atitudine imatură, prea predispusă la mondenități eventual. Acest vale de spade nu a tratat cu profunzime această bucurie și a adus 9 de spade, dar această situație a trebuit să moară, să se transforme, aici s-a căpătat voie înțelepciune, am zis mai devreme dată în urmă, da? Și acum, ei, voi, cineva vine după această situație foarte intensă, transformată, sper, vine cu dorința de a cuceri, am 26 de bâte și 8 de bâte cuceresc. Așa, să vedem noi în viitor. Însă lăsăm așa 9 și 10. E un stres cum să fii fericit. Măi, dar cum să fii fericit dacă ești stresat? Nu, e extraordinar. E contradictoriu. Am zis extraordinar pentru că aveți între cu regina de cupe și acum apare regele de cupe. Poate că aveți planete în pești, unii dintre voi. Dar regele de cupe, trecând peste zodii, reprezintă o dragoste profundă. Dragoste, da? Vorbim de dragoste la vărsător luna aceasta. O dragoste care a stagnat din cauza unor călătorii, din cauza unei distanțe, e dragoste și pasiune, din cauza unor blocaje, care poate să însemne foarte mult blocaje, da? Orice. Blocaje am auzit și aici. Da? Ei, și acest spânzurat, aici este credința. E interesant, da? Dragoste care vine pe casa a 12, am vorbit de pești, da? Prin meditație, rugăciune, vis. Chiar am avut de curând un vis foarte interesant. Evident că nu o să-l povestesc, dar foarte interesant. Deci o dragoste profundă. Și revin și la varianta cealaltă. După niște amânări, după niște sacrificii făcute în viața voastră care v-au adus această înțelepciune, ați căpătat această iluminare. Că trebuie să vă iubiți pe voi și că scopul unora este să dăruiți dragostea mai departe și înțelepciune și consiliere și. Pentru că vă doriți să străluciți în viața unora. Că asta vă doriți să străluciți. Trecând peste faptul, repet, sunt cicălitoare, astea sunt cicălitoare. Trecând peste faptul că soarele poate să reprezinte un personaj, poate să reprezinte trezirea voastră, fericirea voastră, când 9 și 10, da? Soarele și 10 de cupe, soarele în sine poate să reprezinte și dorința de a oferi. Pentru că, în general, vărsătorul are dorința asta de a se oferi la un moment dat celor din jur, casa 11, da? Să ajute. Varianta superioară, evident, a vărsătorului. Iaute, regele de spade iar apare. Și marea preoteasă și regina de cupe. Puf! Secretele astea, aici este sfatul. Și interesant, da? Fantastic. Deci, regina de cupe, regele de spade, regina de cupe, regele de spade și marea preoteasă. Aici, secrete, lună, tot asta înseamnă. Mister. Lucru de neînțeles. Poate e o dragoste neexprimată. Nici regele de spade nu exprimă, nici marea preoteasă nu exprimă și vă și aici tarot, labirint. Da, cineva a fost căsătorit sau a avut niște interese financiare mai presus de dragoste. Și totuși, vom trăi și vom vedea cine s-a trezit, la ce s-a trezit, că este o trezire. Hai să vedem. Vărsători. 4 de bâte. Central pentru vărsători. Mai, regina de cupe, extraordinar. În primul și în primul. Ia steaua. Și steaua nu o citesc ca fiind musa zodia vărsătorului, este lumea și steaua. Vreți să vă ridicați, să încheiați un capitol. Și să vă vindecați, să ghidați pe cei din jur, pentru că unii dintre voi chiar cu steaua și cu soarele în poziția dorințelor și lumea aici. Da, vreți să ghidați oamenii, pentru că ați trecut prin multe. Am zis? Am zis, dați în urmă, că o să vedeți. Am zis, vreți să ghidați pe cineva sau anumite persoane sau cât mai multe persoane. În sufletul vostru, multă dragoste, dorința de a-i vindeca pe alții, dorința de a vindeca ceva în casa voastră.
Dorința de a împărtăși emoțiile în casa voastră și de a echilibra emoțiile unora altora. Aveți această calitate unii dintre voi, deși vărsătorii au tendința să fie agresivi, dar depinde ce aveți voi în vărsător, măi mamă. Depinde ce aveți. Acum, trecând peste acest mesaj. Iubiți pe cineva, măi. Regina de cupe și... patru de bute. Vreți să împărtășiți emoțiile voastre cu suflacăra voastră geamănă? Mai dăm o carte, totuși. Au ieșit multe, nu? Asta? Ce asta? Ha, valetul de bâte care a apărut. Băi, ce interesant. Valetul de bâte care a apărut ca și provocare. Da. Hai să dau mai multe variante. Posibil să aveți în suflet diferite locuri pentru diferite persoane. Pentru cineva cu Venus în berbec, în mod special, sau planete în semne de foc. Pentru cineva cu planete în semne de apă, planete importante, lună, soare, Venus. Așa și pentru cineva valetul de monede, mai tânăr, eventual. Aici poate să fie o mamă, poate, da? Membrii ai familiei, prietenii. Repet, nu musai să fie un amor, da? Dar dacă e, cu atât mai bine, mai mișto, nu? Judecata, da? Vreți și voi să renaște, să manifestați ceva? Vreți să simțiți stabilitate și valoare în sufletul vostru și în casa voastră? Clarificăm valetul de monede, ca și provocare. Dar clar există dorința de a comunica cu cineva, o repet de câte ori pot. Valetul de monede, provocare. Ha, valetul de spade care a apărut mai devreme, la final, da? Cineva clar își dorește să vorbească cu voi. Aer, pământ sau eu știu ce alte semne, nu contează. Da? Poate are Marte în semn de pământ sau de aer, da? Iar, pentru că e o acțiune. Poate are Mercur, da? Iar, vedeți. Nu vreau să vă zăpăcesc, dar vreau să învățați să vă alegeți mesajele. Cineva își dorește clar să comunice cu voi și vă spionează, da, să nu uiți să zic. Vă spionează, aici este provocarea. Cum să vină? Dar aici, poate sfatul, repet, este și pentru ei să fie autentici, nu să vă spioneze. Ia uite, eremitul, a fost o tăcere între voi. Wow, nouă de spade, iar. Mai dăm o carte pentru valetul ăsta de spade. Mai dăm o carte. Împăratul. Cu fi berbec, cu fi un alt om ambițios, berbec, taur, nu contează. O zodie încăpățânată, o persoană care nu vrea să arate emoțiile, clar. Nu vrea, vrea să fie în control și totuși își dorește, vă spionează, vă studiază și totuși își dorește comunicarea. Tam, tam, ok, bye. Judecata, să renașteți, judecă-vă. Da. Se gândește la o strategie. Cum să iasă de această problemă cu voi relațională, da? Să schimbe energiile. Clarificăm regina de cupe în trecut. Sensibilici. Hai, sensibilici. Regina. Oh, sunt eu? Aș putea să fiu eu. Dar nu pot să fiu eu pentru toți voi. Ok. Seamănă cu mine, glumesc. Regina de cupe și tarotul. Și labirintul, mai bine zis. Ați trecut, citesc cum simt, da? Ați trecut printr-un labirint până să începe să vă vindecați emoțional. S-a văzut și mai devreme. Și prin situațiile acelea încurcate, ați reușit să înțelegeți și pentru mine seamănă foarte mult cu Marea Preoteasă, să înțelegeți subtil cum lucrează energiile în viața voastră și încet, încet ați ieșit din acest labirint către vindecare față de voi. Eventual cineva vă iubește, dar a intrat într-un labirint, iar este posibil și asta. Însă se dorește manifestarea aceasta, valetul de monede. S-a dorit.
Adică nu e suficient să simți, vrei să și manifesti în realitate, în acest plan terestru, emoțiile. Interesant că e și roata norocului. Și 8 de bâte, dorința de a călători, de a schimba, iau, deși faetonul. Cu fi marcaj în semnul racului, cu fi marcaj în alt semn, dar marcaj am zis, da? Cu fi având legătură cu mașina, cu călătoria, pentru că și faetonul și roata norocului înseamnă mașină, călătorie, drum. Și 8 de bâte, tot. E o situație la un drum, în mod special la un drum. Că a venit, a plecat, a fost o situație complicată cu labirintul, la la la, la la la, plină de mister, în care a trebuit să rămâne să dați în cărți ca mine, să dați cu presupusul de ce s-a întâmplat una sau alta. Clarificăm, te rog frumos. Hai, mai dăm o carte pentru tarot de curiozite. 8 de cupe. A trebuit să vă eliberați, am zis. Să vă curățați emoțional de o dragoste complicată sau, repet, a trebuit să vă curățați mult emoțional de niște situații complicate ca să ajungeți la dragoste față de voi. Vedeți, și pe acolo și pe acolo, pe unde sunteți. Ia uite, moarte, transformare. Ce părea frumos, acum este și frumos și intens. S-a ales transformarea, da? Vedeți cărțile. Așa, iubi, ia să pun aici blițule cu... Așa, frumoși mei. Ah, în ultima vreme, magicianul. Magicianul pentru vărsători. Trecutul apropiat. Wow! Wow! Și regele de bâte. Cu regele de bâte și soarele, clar, planete în leu. Sau un alt semn de foc. Dar, magicianul, ce vreți să manifestați fericire? Cine nu vrea? Nu știu, să le fie de bine. Noi vrem. Hai, facem clubul celor care vor să fie fericiți. Poate nevoia de a comunica cu cineva în zodia leului, poate cineva cu soare în gemeni sau soare în fecioară, voi știți, dar trecând peste zodii, dorința de a manifesta fericire, cuplu ideal, da, flăcările gemene, iată, care le-am văzut mai devreme aici, în acest soare este un cuplu. Este un soclu. Vreți să manifestați o dragoste divină și există pasiune și există și emoții și totuși au fost și regrete, a fost o ofertă, nu s-a manifestat la timpul potrivit din cauza acestor probleme, labirint, da? Călătorie, distanță, curățări emoționale și așa mai departe. Clarificăm îndrăgostiții. Poate pentru unii varianta negativă, să zic și pe asta, considerați că ați avut un soare, un leu manipulator sau un geamăn egoist, da, nu prea îmi place să citesc cărțile varianta negativă, dar am zis-o și pe asta, că știu că au fost câțiva vărsători dezamăgiți de lei. Extraordinar, măi, deci nu se poate, măi, dacă e dragoste, e dragoste! Uite, s-a oprit la regele de cupe, apare în prezent... Îndrăgostiții și regele de cupe. Emoții, da? Nu degeaba a apărut 10 de cupe. Nu degeaba avem mesajul dragoste. Măi, cineva e foarte îndrăgostit de voi. Cineva cu marcaj, repet, marcaj în semn de apă, pești, drac, scorpion, marcaj în gemeni. Dar zic marcaj, că poate e ascendent, poate e nodul nord, poate eu știu ce este, da? Însă, trecând peste asta. Iar trebuie să alegeți dragostea, nu alte chestiuni în viață. Asta trebuie să alegeți în momentul. În luna mai, în mod special. Alegeți dragoste. Aici este iluminarea, aici este mesajul pe care l-ați primit pe cale divină, prin, era să zic, prin filme, dacă e Neptun, prin filme, prin cărți, că am văzut două cărți, da? Prin artă, prin... vise, rugăciune, trebuie să alegeți dragoste, să vă îndrăgostiți de voi și să vă îndrăgostiți de oameni care simt ca voi. Și vărsătorii pot să fie emoționali. Uneori, chiar dacă nu arată, dar pot fi. Mai ales dacă nu au lună vărsător. Mare preot. Aici. E o chestiune. Alegeți dragostea sau tradițiile. Vărsătorii nu prea aleg tradițiile. Dragostea sau creșterea spirituală. 6-7.
Patru de spade, regele de monede. Poate că nu sunteți voi, poate că sunteți voi. Aici este o căsătorie, este o amânare, este o relație karmică, este o relație tradițională a voastră, a lor, a cuiva, care vă îndeamnă la această trezire și alegere din dragoste. Dom'le, dacă mă aleg încă o dată din interes financiar sau pentru stabilitate financiară, iar o dau în bară. Nu. De data asta aleg din dragoste. Că tot e Jupiter în vărsător, nu? Am uitat la ce grad este. O să mă uit mai târziu după ce termine talarea. Regele de cupe este dragoste profundă, vindecare, consiliere. Să-i consiliați pe alții. Da? Apropo, cei foarte evoluați, vreți să-i consiliați pe alții cum să ajungă la dragoste, cum să-și întâlnească flash? Și acum încerc și eu să fac pe aici, prin tarotul ăsta, prin talările și prezentările care le fac, da? Fiecare o va face în felul său, autentic. Apropo, și de misiune spirituală, nu mai vorbim doar de amoruri, da? Dacă e vorba de sănătate, o să fie bine. Ok, Luna, vă rog frumos, este un sfat foarte important de care avem nevoie toți. Ce este această lună? Ascultați-vă emoțiile, nu? Trei de monede. Trei de monede și lună. Construiți, da, construiți-vă în funcție de ciclurile lunare. Construiți intuitiv. Hai să mai dăm o carte totuși. Mai dăm o carte. Ce aici? Cinci de bâte. Împărăteasa? Cunoașteți vreo împărăteasă? Perechea voastră divină ar vrea să se lupte, să construiască. Dar... Da. Asta pentru unii. Perechea voastră divină vrea să lupte, să construiască cu voi. Împărăteasa și împăratul apare aici. Mai dăm o carte, trei de monede și luna, vă rog frumos, cărțile mele. Haideți, trebuțele mele. Încă o carte, să fie mai clar că tot e luna. Aha, altă semn de aer sau cineva cu marcaj. Am zis, cineva cu marcaj în semn de aer care face trigoane, conjuncții cu voi. Faine, trigoane faine. Cavalerul de spade, într-un mod neașteptat, cineva vine, da? Să comunice despre niște secrete voi nici nu știați. Nu le-ați înțeles ce se întâmpla de fapt. Da? Aceste miracole și binecuvântări. Cineva încearcă să fie autentic, voi sau ei, da? În această situație. Voi oricum rămâneți voi înșivă. Da, dorește un personaj să construiască. Acum. Și să vorbească despre emoțiile sale. Acum, dacă acest cavaler de spade vă reprezintă pe voi, comunicați și voi constructiv, măi. Trei de monede înseamnă constructiv. Sau ascultați, pentru că luna și ascultă. Ascultați și simțiți ce se poate construi din comunicarea cu cineva. Mai dăm o carte, totuși. Ia uite, eremitul a fost o tăcere, a fost o lecție spirituală. Câte aici? 9 de spade invers, da, se vrea ieșirea din acest stres. Clarificăm, mai dăm o carte, cavalerul de ce cu acest cavaler de spade? Cavaler de spade. L-am mai văzut la un moment dat. Ia uite, 8 de spade invers, 3 de spade. A fost o dezamăgire, măi. Este un personaj, există în viața voastră un personaj care vă simte. 6 de cupe. Vă simte, pentru că ați mai fost împreună, regele și regina de cupe. În alte vieți ați fost împreună. Vă simte și totuși o dezamăgire din cauza unor programe mentale, din cauza unui stres. Însă acum 8 de spade a venit invers și e bine. E bine. Înseamnă că se iese din programări, se iese din această dezamăgire, da, aoleu, că ce mi-a făcut celălalt, da? Și se comunică direct. Ia uite, se separă norii. Îmi place ce văd din această. Se separă norii, norii ăștia care sunt și la lună. Se separă întunericul, se aduce lumină într-o situație și se încearcă o construcție. Acum, acest sfat este, dacă cineva vine, lăsați-i să vorbească. Dacă voi aveți de clarificat niște chestiuni, clarificați-le, măi. Fiți autentici. Vorbiți.
vărsătorii, eu așa știu, vărsătorii sunt destul de deschiși. Da, destul de deschiși. Clarifică șaptea de bâte în poziția influențelor exterioare. O, lupta. Da, puterea. Da, cineva chiar se luptă. Se străduie să nu... Da. Se luptă cu stările sale, cu ego-ul său, cu ceva. Cu mândria. O, da, cineva e foarte mândru. Ce nu vrea să recunoască? Care e problema lor? Ia să vedem. Regele de bâte, da? L-am mai văzut noi pe regele de bâte. Are multă pasiune, dar se luptă. Pune bariere personale. Mai dăm o carte pentru lumea judecata. Ar vrea să renască, ar vrea să transforme ceva, dar încă se lupte cu el, cu ea. Temperanța, uite, se temperează și temperează pasiunea, atracția. Și regele și probabil că sunt și căsătoriți sau au niște contracte, regele de monede și marele preot. Și din cauza asta trebuie să se tempereze pentru unii. Pentru alții, poate că încearcă să crească spiritual dacă voi sunteți un pic mai bine decât ei. Poate ar fi frumos. Cu temperanța și judecata. Învață să-și asculte și ei îngerii, nu doar ego, și aici e lupta lor. Cu ei înșiși. Și cu voi și cu toată lumea în general. Aici e Pluto, leu, fecioară. Oh. Mai dăm o carte, domnule, că mai nervez. Mai dăm o carte. Și dacă e lungă, ce dacă? Ia uite, nebunul. Aici este. Frica cuiva este influența exterioară. Frica cuiva e o frică a lor. De o lua de la zero. De a risca. Pentru că nici cu vărsătorii, nici cu săgetătorii nu mi-e ușor. Pentru că am un doi și săgetătorii și vărsătorii sunt foarte spontani. E șase de cupe. E o relație foarte, ia uite, care a provocat și lacrimi. Au fost și blocaje. O relație foarte sensibilă, telepatică, profundă. Da, aici este. Hai, clarificăm nebunul din poziția fricilor, te rog frumos. Patru de bâte. Deci, zodia, cineva clar cu Venus în berbec. Că o fi altă persoană, că o fi aici o persoană, că o fi acolo altă persoană, vedeți, variază, poate să fie altă persoană, da? Cineva cu planete în, cu Venus în mod special, poate chiar și soare în, berbec. Pe de altă parte, vă este teamă că flacăra voastră geamănă nu o să îndrăznească să vină, să o ia de la zero. Pentru că se vede aici lupta lor. O știți, mai ales dacă e șase de cupe, cum am văzut mai devreme, și e telepatie. Simțiți că se luptă cu ei. Simțiți. Asta e. Ia uite. Nouă. Blocaje. În această relație, de la suflet la suflet. Și pasiune. Și comunicare și înțelegere emoțională și totuși niște blocaje. Că sunt blocajele astea de călătorie prin lume, asta e. Că dacă nu te vaccinezi, nu poți să călătorești și atunci ce poți să obligi pe cineva? Eu oricum sunt contra vaccinului. Dar până la urmă decizia asta este personală și dacă cineva a decis să nu se vaccineze, asta e. Dreptul lor la integritate, nu îl respectăm. 10 de spade. O suferință, că tot vorbeam de vaccin, ia uite cum apare. Se dorește vindecarea, dar e o chestiune de alegere. Că tot vorbeam, uite cum apare, în timp ce vorbesc apar și cărțile. Clarificăm soarele, te rog frumos. Și am văzut îndrăgostiții și mai devreme. Soarele și șapte de bâte, exact ăsta de aici. Da, șapte de bâte, clar, marcaj în semn de foc. Însă, acest personaj ce planete are... Se luptă. Se abține.
A, poate că nu vă înțelege că apare și judecata, trebuie să se gândește, măi, dar de ce cu vărsătorul e așa de dificil? Dar de ce vărsătorul se poartă așa și nu așa? Pentru că fiecare are niște așteptări, toți avem, și eu am și mă strădui să nu am, dar n-ai cum să nu ai. Minime așteptări tot există. Da, trebuie cineva să aleagă, să renunțe la ego. Cu diavolul ăsta, clar, am văzut și lupta, da? Am văzut și blocajele. Există un ego, mândria cuiva. În primul rând, eu simt că e o mândrie cu diavolul. Pe de o parte, cineva trebuie să renunțe la mândrie pentru 10 de cupe. 10 de cupe care apare și în viitor, da? 6 de spade. Și ce frumos e că aici nu se vede, dar la 6 de spade se călătorește mental, se te eliberezi de apele tulburi, de toxicitate, de ego și mergi către soare, către bucurie. Și aici este alegerea cuiva. Acum, evident că poate să fie și a voastră, și a altuia. Dacă vă doriți acest personaj, da, vă doriți, dar știți că se luptă și are niște alegeri de făcut. Dacă e vorba de voi, de alegerile voastre, voi trebuie să alegeți. Să lăsați în urmă, să părăsiți. 6 de spade. Unde era diavolul, mama lui? Da? Să părăsiți diavolul, ego-ul, adicțiile, fricile, că am văzut și luna aici la sfat. Și voi trebuie să vorbiți despre fricile voastre emoționale ca să puteți să mergeți către 10 de cupe. Da? Ca să vă înțeleagă oamenii, nu? Și către victorie, 6 de bute. Frumos. Măi, e frumos. E frumos. E frumos. E frumos. Hai, clarificăm și mie. De ce vă faceți mai nouă? Cine își face 9 de spade? Așa griji. Voi sau ei? 9 de spade. Cine își face griji? Cine stă așa stresat? Semnul de foc. 10 de bute. Se consumă, își face griji. Uite, valetul de bute. E atracție, dar sunt o atracție care consumă și stresează. Și 10 de cupe ce înseamnă? 10 de cupe ce înseamnă? Ia uite, Marea Preoteasă, măi, se vrea căsătorie, se vrea dragoste, se vrea abundență, creștere, pe toate planurile. Asta se vrea. Și va fi. Dar ca să se întâmple 10 de cupe și împărăteasa, ce super, 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 da? Trebuie să renunțați voi, ei, amândoi, la consumul de energie, la responsabilitățile prea multe, la stres, la boală, bine, la boală. Să vă vindecați, adică clarificăm regele de spade. E mișto! 5 de cupe invers. Dacă regele de spade a plâns, nu mai vrea să plângă, e bine. Nu mai vrea să plângă. Vrea să se bucure de viață, de dragoste. Cine o fi acest rege de spade? Poate să fie altcineva, poate să fiți voi. Te-i fain. Iubi. Ia uite. Vrea să muncească. 8 de monede. Regina de spade. Ha, asul de cupe. Regele și regina de spade. Cine e? Vă vede ca și perechea. Oricine, repet, oricine poate fi, vă vede ca și perechea lor. Măcar din punct de vedere intelectual sunteți egale. Dar am văzut și emoțional cu regina de cupe și regele de cupe. Am văzut și împăratul și împărăteasa. Ei, da, uite aici. Au rămas împăratul și împărăteasa. Ho, ho, ho. Da. Regina de cupe. Oh, și asul și... Ia uite, asul de spade, vedeți? Hai, mă, asul de spade și asul de cupe. Da. Dragoste, adevăr, victorie. Asta vrea să aleagă acest personaj, să muncească, să iasă din regrete, din lacrimi și să muncească. Da. Dacă sunteți voi, evident că vă poate reprezenta și pe voi. Voi vreți să vă transformați viața, să munciți și să ieșiți din lacrimi. Să munciți în manifestarea acestei iubiri. Și dați înapoi și eventual mai reascultați. Vă pup, măi, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau, numai bine!